Eu am început astăzi campionatul cu meciul cu Milsami. Părerea ta, ai fost ați capitanul echipei, părerea ta cum a fost meciul? Da, s-a început campionatul. Am jucat cu vicecampioana Moldova ediția trecută, o echipă cu jucători foarte experimentați. Practic, jumătate din echipă joacă la selecționata țării. Pot să afirm că nu am fost ca și calitatea jocului, ca organizare, ca momente, n-am fost mai slab ca ei. Singura diferență a fost că am greșit într-o situație decisivă și la experiența lor n-am fost iertat. A fost creat mai multe ocazii, poate și încă mai multe ocazii de gol ca la adversari, iarăși nu s-a realizat. Cum crezi, ce n-a ajuns? Da, ne-am creat foarte multe oportunități de a marca. Am avut în prima repriză foarte multe cornere, chiar și în a doua repriză am avut multe situații când în care eu la ei am putut să marcăm. Nu ne-a ajuns, cred eu, noroc și poate un pic de concentrare. S-a simțit lipsa băieților cu mai multă experiență, Golovatenko, Țigărlaș, care sunt la moment accidentați? Desigur că era un plus de ajutor din partea lor dacă jucau. Experiența lor și nivelul la care au jucat până acum aveau să ne ajute foarte mult. Dar chiar și fără ei, fără liderii noștri, noi am demonstrat că nu suntem cu nimic mai prejos decât pretendătoarea la titlu. Astăzi în teren la Zimbru au fost 5 jucători la nivel Under 21, 2 din ei cu anul nașterii 1999, debutanți în divizia națională. Cum crezi tu evoluția lor pentru așa nivel a fost bună? Da, eu spun, noi am avut 5 jucători cu vârsta sub 19 ani și am jucat cu una din cele mai experimentate echipe de Moldova și practic ca joc nu pot spune că am fost sub Milsami. Tu ai revenit la echipă, ai ieșit astăzi cu banderola de capitan. Cum ai simțit asta, această revenire aici la Zimbru, la echipă care a fost mulți, mulți ani? Revenirea este foarte, foarte plăcută. Am spus-o și anterior în alte interviuri că sunt foarte bucuros că am revenit. Chiar când am plecat, am rămas în relații foarte bune cu toți de la Zimbru, țineam legătura. Ce ține de capitan, la noi capitanul este Victor Golovatenko, a fost un vot închis și s-a întâmplat că am fost a doilea și astăzi am ieșit cu banderola. Astăzi la meci din Chișinău au venit mai mulți de peste 100 de fani, la urmă ce poți să-i transmiți lor un mesaj? Da, am jucat în deplasare, dar ca ultra și ca suporteri activi ai noștri au fost mai mulți, ca de obicei. Jucăm și în deplasare și acasă, suporterii noștri sunt mai mulți ca adversarilor. Asta ne-a ajutat și s-a văzut și pe teren că avem un impuls de la spate și este plăcut pentru că chiar și în deplasare te simți ca acasă.